Dragilor, sunt foarte bucuros astăzi pentru că familia Marcu, Andreea în mod special, este astăzi proprietară la casa din spatele meu. Este o casă foarte veche, după cum se poate vedea, acoperită cu stuf, aici în Suharău, în județul Botoșani. Familia Marcu, Andreea, copilașii ei, soțul ei, au pierdut tot ce au avut într-un incendiu devastator tot aici în localitate. Au avut o casă tot așa foarte veche, tot cu stuf pe casă, însă toată această locuință a lor a fost distrusă complet într-un incendiu devastator. A fost foarte stresant pentru ei că nu aveau unde să se ducă și au găsit această casă unde au putut să locuiască temporar. Casa aceasta foarte veche era de vânzare la un preț foarte acceptabil, însă neacceptabil pentru familia Marcu, pentru că nu aveau banii aceștia. Așa că au apelat la asociația noastră Speranță pentru România și am reușit astăzi să achităm întreaga sumă împreună cu familia proprietarului, vechiului proprietar acum, iar familia Marcu deja a devenit noul proprietar al acestei case. Este foarte veche, este nevoie de foarte multe renovări, pe jos este pământ, este plin de găuri de șobolani, însă credem din toată inima că cu ajutorul donațiilor dumneavoastră vom reuși să renovăm și să creăm aici condiții decente de locuit pentru Andreea, soțul ei și pentru cei trei copilași. Vă mulțumim că veți fi alături de această familie mai departe prin Asociația Speranță pentru România și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.